acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Sunt două echipe care și-au schimbat antrenorii. Shape și l-a schimbat pentru că a avut un parcurs inexplicabil de slab. Dinamo, iată, echipă care a hotărât că nu mai poate conviețui cu Ovidiu Burcă, cel care a scos-o din bocir la Ligii Secunde. A angajat un antrenor croat care promite un fotbal frumos și eficace. Mare ratare a lui Șafranco. În mod inexplicabil, Șafranco a reușit să se întoarcă cu mingea spre poartă, cu fața spre poartă și cu mingea în fața lui. Iată aici, rămâne la minge, extraordinar. Iese în față însă Golubovici. Iată imagine pe stoporul brazilian al lui Dinamo, stopor bun, cel puțin pentru pretențiile lui Dinamo. O pasă pentru Ștefănescu! Este un gol foarte spectaculos, o execuție de mare finețe. E poziție, cred, regulamentară după toate, după toate probabilitățile. Stopul este impecabil, da, este un gol de autor, un gol care certifică valoarea deosebită a lui Marius Ștefănescu. Stop impecabil, minge vine din spate, vine peste cap, o amortizează și trimite acest lob minunat. A dat pe lângă minge, Ricardo Grigore, Ștefănescu, pasă bună, Șafranco este în unghi, trimite în fața porții. A apărut acolo Roland Varga și n-a reușit să lovească mingea înaintea fundașului. Excelentă fază de atac, bună demarcare, nu este offside. Șafranco întoarce balonul și plonjează acolo la sacrificiu Moura și îl împiedică pe Roland Varga să înscrie. Ce fază frumoasă! Ștefănescu! 2-0! Mingea a ajuns cu noroc la Marius Ștefănescu. A fost deviată și i-a venit numai bine în raza de acțiune. Să ne mai uităm o dată. Varga pleacă în flanc. Mingea l-atinge acolo pe Lucas. Iată, l-atinge pe Lucas. Este deviată. Ricardo Grigore ajunge al doilea. Nu-l poate opri pe Ștefănescu. Golul este validat. A mers foarte bine această fază. Excelent merge faza și salvează. Salvează de acolo Ciobotariu. Excelentă fază de atac a lui Dinamo, exemplară. Iată circulația extraordinară aici. Pasă cu călcâiul, Abdalag, apoi șutul lui Amzer. Ajunge puțin cam târziu Abdalag și nu iese nici voleul încercat de Dani Iglesias. De remarcat și intervenția lui Nițui. Foarte bună pasă cu călcâiul lui Gregorio, care reprimește și centrează bine, minge stricată. Venise politic să șuteze din prima, i-a stricat-o însă Dani Iglesias și vine voleul. Mingea este în poartă, Gregorio! Gregorio face 2-1. Fază de atac prelungită, care, cred, sancționează oarecare apatie. 40% dintre golurile lui Dinamo marcate de Gregorio, nici Haaland n-are procentul ăsta la Manchester City. E, stai că nu e Gregorio. Cred că mingea este băgată în poartă de Ghezali, care totuși Ghezali nu este în offside. Ia să vedem acum pe Dani Iglesias. Politic! Poziție bună. Sunt cu stângul peste. Parcă a scăzut și entuziasmul publicului. S-au încurajări sau scandări.
până la urmă a rămas cu 3 goluri pentru Ghezali, a fost, iată-l acum pe Gianfranco, cum poți să ratezi de acolo, cum poți să ratezi de acolo, excelentă pasă dată de Cosmin Matei, pasă precedată de o excelentă demarcare, Gianfranco ratează ca un copil, s-ar putea ca la Cosmin Matei să fi fost un pui de offside. Greu se mișcă Ilici, până la urmă a ținut de minge. Bun, un doiul și iată un 3 contra 2. Pasă bună în margine. Cade Gregorio. Nu e nimic. Ce slab a jucat Gregorio. Acum e rândul lui Gianfranco să-l întrebe cum a reușit omule să o ratez pe asta. 3 contra 2. Superioritate care Dinamo n-a reușit să o concretizeze. Gregorio a jucat slab tot